Peste 20 de studenți din Iași și Sibiu au simțit cum e viața de student în Timișoara. Grație programului Exchange, timp de o săptămână au vizitat orașul de pe Bega, au participat la cursurile UPT și s-au distrat în campusul studențesc. Au fost surprinși de ce au găsit aici, iar unii se gândesc să se întoarcă pentru a deveni masteranți la Universitatea Politehnică Timișoara. Peste 20 de studenți de la facultățile tehnice din Iași și Sibiu se află în vizită la Universitatea Politehnică Timișoara. Timp de o săptămână, grație proiectului Exchange, asemenea unui Erasmus la nivel național, tinerii au ocazia să experimenteze cum este viața ca student timișorean. Unul dintre ei este Alexandru Armanu, student în primul an la Universitatea Tehnică Grigore Asachi din Iași, care se gândește să vină la masterat la Timișoara. Pot spune că cel mai frumos oraș care a fost în România, pe departe, ca facultate. E aproximativ ca la noi, adică n-am văzut foarte mult și am avut foarte multe cursuri, am văzut că 2 sau 3 cursuri până acum, am acum laborator, dar personal mi se pare puțin mai deschise. Campusul mi se pare incredibil, personal, mi se pare cel mai frumos campus care a fost, comparativ cu la noi, care nu se compară cu asta. Aici ai unde stai, unde să bei un suc, ai cluburi, ai de toate. În câțiva ani poate o să urmez un curs de master la Universitatea Tehnică Timișoara. Claudiu Strâmbu studiază robotică la Universitatea din Sibiu. Pentru el, drumul spre Timișoara a fost mult mai scurt. L-a surprins ce a găsit pe malurile Begăi. Săptămâna asta a fost frumoasă din cauza că prima dată a trebuit să mă acomodez. Mi-a plăcut vibe-ul celor ce au intrat în proiect. Am putut să comunic foarte mult și cu organizatorii și cu colegii care au venit din alte părți. Nu mă așteptam să fie așa frumos și universitatea e super. Timp de o săptămână, cei 21 de tineri din Sibiu și Iași au șansa să vadă cum e viața unui student timișorean și din punct de vedere al timpului liber și al distracției, dar mai ales cel al participării la cursuri. Înțeleg că avem oaspeți printre noi. Welcome! Până sus, cine este? Mă numesc Cristian Țecu și cu gașca de aici, Gălăgiu, și o să țin un laborator de producție audio-video. E o materie de 7 săptămâni. Ce învață la chestia asta? Învață practic cum să realizeze un film care poate fi de ficțiune, artistic, documentar, de televiziune, experimental. Tot în cadrul proiectului Exchange desfășurat la nivel național, studenții de la Universitatea Politehnică Timișoara pot vizita celelalte universități partenere timp de o săptămână. Se desfășoară o dată pe semestru, gen semestrul trecut a fost prima ediție de după pandemie și într-adevăr trimitem și noi către alte centre universitare, de asta se cheamă și un schimb de experiență între facultățile de tip electronică și telecomunicații. Eu recomand la toată lumea, cel puțin de la noi, de la facultatea de electronică și telecomunicații, să se înscrie în acest proiect, fiindcă nu este limitat, în sensul că nu trebuie să meargă doar studenți de anul întâi, studenți de anul 2 și așa mai departe. Toată lumea poate să profite de această ocazie și să vadă cum este să fii student în alt centru universitar. Studenții care au vizitat Timișoara prin programul Exchange au fost coordonați de reprezentanții Ligii Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații a Universității Politehnică din Timișoara.